Urări de bine tuturor! 2011 s-a încheiat, a fost cel mai reușit an din istoria SUR. În același timp a fost și primul an întreg, întrucât în martie 2010 ne-am înființat. Dar a fost un an bun. Am fost acceptați ca membri în International Humanist and Ethical Union, IHEU. Obiectivul nostru principal este promovarea științei și a gândirii critice. În secțiunea de informații acestui videoclip aveți o listă detaliată a activităților de popularizare științei. Dar astăzi mă voi limita la a menționa două. Portalul de predare și de înțelegere a evoluționismului www.evoluționism101.ro, traducere a portalului Understanding Evolution al Universității Berkeley din California și editarea calendarului științific 2012, tipărit de National Geographic și inclus ca supliment în numărul din noiembrie al ediției din limba română. În cadrul activităților de popularizare a științei am acordat și numeroase premii. Am aici o listă. Un laptop, un mini-laptop, un palm-top, o cameră foto, un monitor LCD, 20 de imprimante, 5 multifuncționale, 10 vouchere, cursuri de comunicare, formare profesională, cărți, literatură, science fiction și popularizarea științei și 3 premii în bani în valoare de 600 de lei. Pentru toate aceste acțiuni am primit bani de la membrii și simpatizanții noștri, în quantum aproximativ de 50.000 de lei, și de la statul român am primit, stați așa să găsesc, am chiar cifra exactă, da, de la statul român am primit 0 lei. Să nu mă înțelegeți greșit, noi nu vrem fonduri publice. Suntem perfect capabili să ne autofinanțăm. Și e foarte bine că politicienii români nu au văzut în noi niște oameni cu mâna întinsă și nu ne-au jignit dându-ne fonduri publice. Cu totul altfel stau însă lucrurile în ceea ce privește finanțarea cultelor religioase. Politicienii români tratează biserica într-un mod înjositor, transferând an de an bani de la bugetul de stat, în speranța unor servicii electorale, ca și cum preoții ar fi capabil să facă propagandă politică. Politicieni, încetați cu jignirile repetate pe care le aduceți preoților. Oamenii aceia nu sunt cerșetori. Au și ei mândria lor. Și mai important, avem și noi mândria noastră. Nu ne mai faceți să protestăm și să părem niște frustrați care sunt invidioși pe alte instituții private care primesc fonduri publice. Anul trecut, pe lângă acțiunile de popularizare a științei, am lansat 15 comunicate de presă pe tema secularismului și o inițiativă legislativă de introducere a impozitului bisericesc voluntar, concomitent cu eliminarea finanțărilor de la bugetul de stat a cultelor. Anul acesta nu mai vrem să ne ocupăm cu așa ceva. Vrem să construim edificii frumoase, nu să dărâmăm ziduri construite prost. În zilele care urmează vom publica pe site calendarul activităților noastre și vă invităm să ne fiți alături. Până atunci, un an nou fericit!